găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Viața Gorjului. Vă invit astăzi să vorbim despre problemele și soluțiile găsite de administrația publică locală la Stejari. Alături de mine se află domnul primar Ștefan Lupu. Bună ziua, domnule primar, bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit! Am trecut pe la dumneavoastră și încercăm să ajungem în fiecare localitate a Gorjului, să vedem și să spunem telespectatorilor din județul Gorj, dar și în special locuitorilor comunei dumneavoastră, ce buget aveți pentru investiții, mă interesează, pentru reparații, deci nu partea de funcționare, că ăia oricum se duc, banii nu se văd. Să știe oamenii cam ce se pot aștepta anul ăsta ca investiții și planurile de viitor pentru anii următori, dacă sunt proiecte multianuale. Prin bugetul aprobat pentru 2015 am prevăzut anumite sume pe investițiile pe care le aveam în implementare, în programele fie locale, fie guvernamentale, fie pe fonduri europene. Dar sumele alocate au fost mici, atât cât a permis totalul bugetului nostru, având speranța și promisiunea că la rectificările din vară, respectiv acum în iulie, vom primi și diferența pentru cofinanțări și chiar pentru susținerea unor proiecte locale. Ca urmare, eu mi-am asigurat și am repartizat, deci pentru acest an, sume pentru fiecare obiectiv de investiție aflat în implementare. De exemplu, pentru investiția canalizare menajeră, am alocat o sumă, nu știu dacă vă spun sumele concrete? Aproximativ. Cu aproximație, pentru că le citesc din memorie. Deci în jur de 30.000 de lei, pentru că partea de cofinanțare la canalizare menajeră, eu mi-am asigurat-o în cea mai mare proporție anul trecut, în 2014. Dar cât la sută reprezintă din valoare și cât e total proiectul? Proiectul pentru canalizare reprezintă 4.400.000 de lei, din care cofinanțarea locală este în jur de 208.000. Restul este de la bugetul de stat. Iar sumele sunt eșalonate pe 3 ani. Pe 3 ani, anul trecut am cheltuit pentru proiectare și pentru achiziția, procedura de achiziție a contractării, a execuției lucrărilor, iar anul acesta trebuie să asigur partea pentru diriginte de șantier și o mică sumă din proiect. Restul am solicitat de la bugetul de stat o sumă de peste 1.200.000, o treime din mai puțin de o treime din valoarea proiectului, dar prin contractul de finanțare ni s-au asigurat sume foarte mici, atât pentru canalizare menajeră, cât și pentru modernizare drumuri. De exemplu, pentru modernizare drumuri, tot un obiectiv de investiție în Programul Național de Dezvoltare Locală, am realizat lucrarea în procent de 25%, anul trecut asigurând o plată de peste 700 și ceva de mii de lei, din care de la bugetul local în jur de 130 de mii de lei, iar anul acesta solicitasem o sumă de 1.350.000 de lei pentru partea de execuție eșalonată în acest an. Din păcate, prin contractul de finanțare, inițial mi-a venit o sumă foarte mică, 18.000 de lei, sugerându-mi se că totul se va aloca la suplimentarea, la rectificarea din iulie, respectiv după 28 iulie, după ce se va vedea cum merge economia, cum merg colectările, cum se poate asigura veniturile statului. Deci sunt două obiective de investiții în acest an, în Programul Național de Dezvoltare Locală, canalizarea și modernizare drumuri, din care am realizat foarte puțin la canalizare, ceva mai mult la drumuri și în funcție de când ni se va aloca de la bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării Regionale, vom realiza o treime, mai mult sau mai puțin. Câți kilometri de drum, câți kilometri de canalizare și cât la sută e realizat în momentul de față? Ca și procent, mă refer nu numai la aceste proiecte care se află acum pe PNDR, ci în total. Deci cam cât aveți asfaltat din comună, cât nu este modernizat deloc și canalizare, dacă există, sau acum începeți proiectul ăsta? Deci proiectul de canalizare
sau obiectivul de investiție canalizare menajeră este proiectat pentru satul de centru pe o lungime de 5 km 600. Anul trecut am realizat proiectarea, am contractat execuția după o procedură de achiziție publică conform legii și anul acesta, după ce am luat toate autorizațiile și semnate contractele, am dat ordinul de începere a lucrărilor și s-a început aprovizionarea cu materiale pentru execuția lucrării. Așteptăm să vedem ce sumă ne vine de la guvern în acest an, acum la rectificarea din iunie, și în funcție de suma repartizată vom începe săpăturile și vom realiza, să vedem cât din rețea. Dar câte sate aveți și ce se va întâmpla în celelalte? Deci nu veți face canalizare decât în centru. Aveți proiect sau în plan pe viitor și canalizare în restul satelor? Canalizarea este o necesitate, o utilitate publică foarte necesară, dar dat fiind relieful comunei pe deal cu diferențe de altitudine până la 100 de metri, nu se poate realiza un singur sistem și se va împărți pe trei segmente. Va fi un segment pe Piscoiu Popești, un segment care deja am demarat lucrarea peste Jar Centru și celălalt segment pe Baloșan Băcești. Și dacă celelalte am realiza, două când? Dacă am realizat un singur sistem, n-ar fi posibil tehnic să asigurăm împingerea întregii coloane spre stația de epurare și spre emisar. Și ca urmare va trebui să realizăm trei proiecte. Unul pe satul de centru și alte două. Iar întrucât aceste lucrări necesită o sumă foarte mare, de exemplu, sistemul de canalizare numai pe satul de centru de 5 km 600 are o valoare de 4.440.000. Și celelalte două le aveți în plan, să le proiectați sau mai stați? Mai stăm pentru că nu pot să fac proiectare pentru peste câțiva ani. Peste nu știu câți ani, când studiile și calculele se pot fi perimate. Și în funcție de cum va evolua execuția la proiectul în satul de centru, unde aveți și cele mai multe instituții care au nevoie de canalizare, vom demara imediat studiile și înscrierea proiectelor în programe pentru celelalte sate. Când preconizați că va fi gata acest prin proiect de finanțare cu Ministerul Dezvoltării, termenul este de 3 ani. Atât a început anul trecut. Dar sumele au fost alocate foarte în sume mici. Și sume mici. Deci în funcție de alocări se poate realiza în 3 ani, dacă vin conform programării. Dar observ că sumele nu prea vin conform așteptărilor eșalonate pe cei 3 ani. E posibil ca proiectul pe 3 ani să fie finalizat în 3 ani sau poate chiar și ceva mai mult. Rețeaua de apă o aveți în toată comuna sau? Rețeaua de apă, alimentarea cu apă este în toată comuna, dar nu pe toate satele. Sunt anumite sate pe înălțim și cătune laterale care nu au rețea de distribuție. De asemenea, sistemul are decât 3 puțuri. Unul de cercetare la o adâncime mai mică, care o cantitate are un debit mult mai mic, și 2 puțuri principale la 330 de metri, care au debite mai mari. Ar putea să asigure necesarul de apă potabilă, dar întrucât oamenii nu sunt prea disciplinați și consumă apa și în alte scopuri, de exemplu, în perioada asta de secetă, apa se termină foarte repede. Adică se folosește necesar pentru grădini, da. Pentru datul plantelor. Cu toate plantelor. Discuțiile și rugămințile și controlele, verificările făcute, nu reușesc să-i responsabilizez și să consume apa numai pentru locuință. O folosești pentru grădini. Măcar ați pus apometre, adică măcar să plătească. Cei care sunt brașați au apometre. Și tot consumă și în condițiile astea. E 2 lei 1000 de litri. Și își permit să plătească decât să lase culturile să se usuce. V-ați gândit și la o variantă să suplimentați numărul de puțuri ca să-i lăsați? Totuși, dacă plătesc... Obligatoriu mai trebuie forate cel puțin 2 puțuri, dacă nu mai mult. Ca să asigurăm necesarul atât în situații de consum excesiv, dar și în situația în care se vor mai branșa și alții săteni.
cam cât la sută din populația comunei este branșată la rețeaua de apă potabilă? Peste o treime. Din 1400 de gospodării sunt branșați aproape 400. Da, mi se pare ieftină apa, poate dacă tot consumă și pentru alte foloase, sistemul, încerca să ridicați prețul. Sistemul nu este prea costisitor pentru că este prin cădere. În zona din nord, de la limita de nord a localității, la o altitudine de aproape 400 de metri, sunt forate 3 puțuri care duc apa într-un bazin de 500 de metri cubi. Deci 500.000 de litri. Și acolo, prin cădere liberă, merge spre toate satele localității, care coboară spre sud la o altitudine de 280 de metri. Deci o diferență de peste 100 de metri. Presiunea este atât de mare încât trebuie să am regulatoare de presiune în acele SRP-uri, am 3 pe traseu, pentru că altfel presiunea crește foarte mult. Dar în condițiile în care se consumă mult, excesiv de mult, în perioada de secetă, presiunea scade până la limită. Și cam câte cereri mai aveți? Adică cereri sunt. Multe. Și aveți și fonduri ca să suplimentați consumul de apă? Nu. Deci forarea unui puț necesită o sumă foarte mare de bani. Deci numai ca să pot să înscriu aceste proiecte într-un program guvernamental sau pe fonduri europene. De la bugetul local, veniturile pe care le am eu nu mi-asigură nici funcționarea. Iar prin echilibrarea de la bugetul de stat, mi se repartizează o sumă mult prea mică care să-mi permită și investiții. Și există fonduri acum, programe care permit... Sunt programe, dar eu deja sunt în programul de solidaritate rurală locală cu 2 proiecte și nu mai mi se asigură înscrierea încă unui proiect până când nu le finalizez pe acestea. De asemenea, s-a declanșat Programul Național de Dezvoltare Rurală cu fonduri europene. Aici ar fi o șansă, dar în acest program trebuie apă canal în paralel. Proiect. Și ar fi o oportunitate. Dar de-abia acum a apărut ghidul solicitantului prin care este prezentată procedura de înscriere în acest program. Și ați putea face asta în zonele unde încă nu ați demarat proiectul de canalizare. Deci în celelalte sate, în afară de cel din centru, unde aveți canalizare deja în lucru. Dar și în acest program eu deja am o problemă, pentru că am un proiect în asociație cu Urezanii de o valoare foarte mare, care a fost selectat și urmează să fiu invitat pentru sunerea contractului de finanțare. Deci în acest... În Programul Național de Dezvoltare Rurală, derulat prin Agenția de Dezvoltare, APDRP, am acest proiect în asociație cu Urezanii, deci am constituit Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Stejar Hurezani, în care am prevăzut modernizare drumuri, alimentare cu apă, canalizare, modernizare, reabilitare și dotare așezăminte culturale. De asemenea, creare și servicii sociale de utilități publice, dotarea cu anumite utilaje. Și acest proiect conceput și depus în vechiul program, a fost declarat eligibil, dar reportat pentru finanțare datorită insuficienței fondurilor. Iar acum, datorită rămânerii unor sume necheltuite în acest program și faptul că aceste proiecte aveau un punctaj foarte mare, au fost selectate, am fost invitat la guvern, ni s-a spus că au fost aprobate și urmează să fie verificate și selectate și semnate contracte de finanțare. Sunt în așteptare cei de la Craiova, de la centrul regional, urmând să facă vizita de verificare, să-mi dea notificarea și să semnez contractul de finanțare. Și aveți prinse toate satele care au rămas fără canalizare în afară de proiectul? Nu poți prinde totul, pentru că toate programele au o sumă limită. De exemplu, modernizare drumul trebuie să merg până într-un 1 milion de euro. Apă canal trebuie să merg de asemenea până la 1 milion de euro. Și ca urmare trebuie să-ți concepi proiectele de așa fel încât să se încadreze în această limită de sumă. Păi haideți să spunem atunci telespectatorilor care sunt satele care vor beneficia în condițiile în care acest proiect de finanțare se va semna și care e perioada lui de execuție.
În programul național de dezvoltare locală, în care am intrat cu modernizarea drumuri, am 7 km 25 în satele Stoia, Judele, Băltina și linia din Piscoi și câteva ulițe laterale. Deci un total de peste 7 km. În programul național de dezvoltare rurală cu fonduri europene, am satele Baloșan, Băcești, linia dinspre est de Pârâu, am satul, o parte din satul Piscoiu din Necșa spre Maicani și am drumul care face legătura între drumul județean Stejari și drumul național peste deal spre Hurezani. Ca urmare, este un drum ce face legătura între Stejari și Hurezani. De aceea am intrat și în asociație cu comuna vecină ca să putem realiza în întregime acest sector de drum. Deci sunt în total aproape peste 20 de kilometri de drum și cu 3-4 kilometri de drum în satul Hurezani, ce ar satisface necesarul de modernizări de drumuri în mai toate satele. Ar rămâne doar două cătune pe dealuri, dealul Văratic și dealul Leului, unde sunt probleme și nu știu cum voi putea realiza cel puțin o modernizare de drumuri care să presupune măcar o balastrare puternică. Dar asfaltarea drumurilor comunale din comuna Stejari se poate realiza în întregime în următorii 2-3 ani. Și tot pe aceste proiecte, ce sate vor beneficia de apă și de canalizare? Dacă vor fi pentru extindere mai sunt cătunele Judele și Băltina și Horga. În dealul Leului și dealul Văratic sunt pe dealuri la înălțime și nu va urca apa până acolo. Deci acolo va trebui să se bazeze tot pe fântânii locale. Cam câte persoane locuiesc în aceste cătune? Din ce în ce mai puține. În dealul Leului au fost 28, au fost mai multe înainte, acum mai sunt 8 persoane vârstnice. În dealul Văratic sunt mai multe gospodării, cred că sunt peste 30 de locuitori în dealul Văratic. Și iarna faceți dezăpezire? Nu sunt izolați acolo? Mai ales în dealul Văratic, unde am și câțiva elevi de școală. 2 kilometri trebuie să coboare spre școală. Și spuneți-mi, vă rog, și la canalizare, dacă se va semna acest contract de finanțare. El a fost semnat. Ce sate? Spuneați că e unul care urmează să-l semnați, care un proiect. Ce se întâmplă? Contractele de finanțare cu Ministerul Dezvoltării se semnează anual. Deci anual se repartizează suma ce se alocă acestui program. Inițial, proiectul a fost aprobat, s-a semnat un prim contract de finanțare, dar numai pentru anul 2014, urmând ca în anul următor să-și planifice o altă sumă pe care să o repartizeze și să mi-o atribuie prin acest contract de finanțare. Și aici vorbim probabil de satul Stejari. Dar eu vă întrebam legat de acel proiect făcut împreună cu Hurezaniu, la care spuneați că este și canalizare. Acolo ce sate? Extinderea de apă și canalizare numai pe Hurezani. Eu m-am bazat în Stejari pe drumuri. Deci ca să fie eligibil, să însumeze un număr mare de punctaj, trebuia să bag obiective din drumuri, canalizare, alimentare cu apă și așezăminte culturale. A trebuit să băgăm câte puțin din toate aceste domenii ca să fie eligibil, ca să aibă un punctaj foarte mare. Dar din nefericire și din anumite erori, să nu zic rău intenționate, că atunci n-ar mai fi eroare, ar fi poate altceva, am fost depunctat cu 10 puncte și proiectul a rămas punctat, evaluat la 62 de puncte. Cel mai mare punctaj pe Gorj și pe Oltenia, dar din păcate insuficient pentru că au fost promovate proiecte totalizând 64 de puncte. Deci am fost la limită. Iar acum, prin diferența rămasă și alocările care se vor face, mai sunt promovate un număr de 40 de proiecte la nivel național cu cele de 62 de puncte care au rămas sub limită. Printre care și al dumneavoastră. E singurul din Gorj. Felicitări! Nu e deloc ușor să scrii un proiect, să faci punctajul și să te lupți cu... E foarte important să-l concepi foarte bine, să respecte procedura, normele și foarte important să adune un număr mare, cât mai mare de puncte.
pentru că suma alocată prin orice program este limitată și vor fi promovate doar proiectele cu cel mai mare punctaj. De exemplu, în PNDR-ul 2007-2013 au fost peste 2500 de proiecte, din care au fost selectate pentru finanțare doar 100-101. Deci vă dați seama câte au rămas. E puternică, da. Foarte puternică. Și proiectul trebuie să fie foarte bun. Mai avem 2 minute de emisiune și vreau să vă întreb pe partea culturală, că tot spuneați că în acel proiect aveți și o parte culturală, dar în general activitatea culturală a comunei și am văzut și sportivă și activități sportive zilele astea, cum îi sprijiniți pe tineri în special să... I-am sprijin mai multe feluri. Mai întâi să le creez infrastructura. Și pentru asta am realizat o bază sportivă multifuncțională în satul Baloșani într-un program finanțat de guvern pe acea vestită ordonanță 7 din 2006, OG 7 din 2006, și am finalizat-o și e funcțională și avem echipă de fotbal și o mișcare sportivă puternică și Cupa României e etapa județeană s-a desfășurat într-una din cele mai moderne baze sportive, adică la Stejari. De asemenea, anual se organizează Cupa Comunei la fotbal și vin echipe formate din tineri, nu neapărat înscrise la federație, constituite ad hoc, dar cu conducere, cu denumire, cu... și participă numai din satele comunei, dar și din comunele învecinate. Iar pentru mișcarea artistică, cultural-artistică, am deschis festivalul... La Stejarul din Răscruce. Și pentru a ajuta tinerii să se formeze și să se poată înscrie și să chiar și să și câștige, am creat o secție externă a Școlii Populare de Artă în Stejar și săptămânal îmi vin 4 profesori de la Școala Populară de Artă și mi-ajută copiii să se formeze. Pe ce domenii? Canto popular, folclor, folk, chitară, dansuri și nai. Felicitări, domnule primar, că vă preocupați atât de problemele administrative cât și culturale ale comunei și vă dorim spor la treabă și să ne revedem curând, să ne spuneți că ați realizat mare parte din planurile pe care le aveți. Mulțumesc, mă străduiesc și am încercat pentru a rezolva problemele localității și dezvoltarea localității să-mi scriu din toate domeniile proiecte în programele care se desfășoară, atât cu fonduri guvernamentale cât și fonduri europene. Încă o dată mulțumesc și, dragi telespectatori, dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenție. Vă salutăm din Stejar Gorji, alături de domnul primar Ștefan Lupu, la Viața Gorjului. Vom veni și altă dată la Stejar și vom vedea ce se mai întâmplă. La revedere!